Începând cu data de 1 iulie 2014, primarii și viceprimarii vor beneficia de creșteri salariale. Măsura a fost aprobată marți de Camera Deputaților în urma unui amendament la ordonanța 103 pe 2013. Măsura a venit în urma propunerii vicepremierului Liviu Dragnea, astfel încât încasările primarilor vor crește și cu până la 50% în unele comune. Problema salarizării primarilor, în special a salarizării primarilor de comună, a fost rezolvată cât a fost posibil și salariile au crescut în valoare nominală nu foarte mult, dacă comparăm cu responsabilitățile pe care le au acești oameni față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Valoarea nominală, cu toate că în procente poate să sperie, vorba de 50% max, creștere maximă pentru primarii de comună, dacă ne referim la valoare nominală, creșterea de 50% nu depășește 8 milioane 800 de lei. Amendamentul votat de parlamentar la ordonanța 103 pe 2013 privind salarizarea primarilor și a viceprimarilor nu reprezintă o creștere a salariilor acestora. Acest lucru îl spune chiar președintele Asociației Comunelor din România, primarul comunei Vulcana Băi, Emil Drăghici. Mai mult, acesta susține că nu este vorba decât de o diminuare a decalajului dintre salarizarea primarilor de comune și cea a celor de oraș sau municipii. Actuale nu înseamnă o creștere, ci înseamnă o micșorare a decalajului indemnizațiilor ce le au primarii comunilor față de cele indemnizațiile primarilor orașelor și municipiilor. De ce spun acest lucru? Dinainte de 1989, primarii comunelor aveau și au și acum mai puțin indemnizația decât cei care ai orașelor, cu același număr al locuitorilor. La fel și la orașe, mai puțin indemnizația decât la municipii, deși au același număr al locuitorilor. Ideea este că trebuie să ajungem în situația în care acest decalaj să dispară, singura diferențiere să fie numărul locuitorilor, așa cum avem și la numărul consilierilor locali, în funcție de numărul locuitorilor unităților administrative teritoriale. Totodată, Emil Drăghici susține că diferențierea dintre salariile primarilor din mediul rural și cel din urban ar trebui dată doar de numărul de locuitori și nu de forma unității administrative, atât timp cât există comune cu populație mai mare decât a unor orașe.